Cred că se știe că nu sunt un om plimbăreț. În 8 ani de zile nu am fost în concediu. Am fost într-o vizită la invitația unei asociații culturale Mehmet Neazi pe un program al guvernului Turciei. Am onorat această invitație pentru că am avut întâlnire cu oficialități din zona Çanakkale. Să spun, oficialități de care aveam foarte mare nevoie pentru a realiza multe lucruri de care are nevoie Medgidia. Una dintre chestiile importante care vă întoarceți de acolo este promisiunea unor burse pentru elevii și studenții din municipiu. De ce vor beneficia ei în perioada următoare? Da, am avut 4 întâlniri oficiale. Am avut întâlnire cu președintele Camerei de Comerț, unde la acea întâlnire au participat mulți oameni de afaceri din Turcia, iar președintele Camerei de Comerț a propus ca în maxim 30 de zile să convoace un grup mare de investitori din Turcia și să se deplaseze în Medgidia, pentru că a apărut interesantă oportunitatea de a investi în municipiul Medgidia. Am fost apoi la Universitatea din Çanakkale, de unde am obținut, să spun, 200 de burse anuale pe care le oferă guvernul Turciei pentru România. Studenții beneficiază de gratuitate, învățământ, cazare, mâncare și o diurnă pe care o vor spune la momentul respectiv reprezentanții guvernului. Am mers apoi la prefectul zonei, unde am reușit să obținem și să facem acest lucru mai rapid, ceea ce privește problema ambulatorului din Medgidia. După cum știți, există un risc foarte mare ca acest spital să fie declasificat dacă până pe 30 decembrie 2016 ambulatoriul nu este reabilitat. Iar mâine vor veni reprezentanții TICA, reprezentanții acestui organism guvernamental turc, unde va semna protocolul de realizare acestei investiții. Investiția sare de 1 milion de euro, iar ea se va realiza până pe 30 decembrie, să intrăm în acest grafic. Despre ce lucrări este vorba? Ce se va face acolo de fapt? Reabilitarea ambulatorului și punerea lui în condiții cerute de Ministerul Sănătății. Am mers apoi la primarul din Çanakkale, o regiune care are ca și oraș 124.000 de locuitori, dar ei au o altă formă de organizare și administrează aproximativ 540.000, o suprafață pe care trăiesc 540.000 de suflete. Vreau să spun că a rămas impresionat de Medgidia, cunoștea istoria Medgidiei, dar și a arătat interesul de a veni în această zonă, mai ales că Medgidia este cunoscută în toată lumea pentru relațiile interetnice deosebite. De ce sunt atât de importante aceste promisiuni și, eu știu, vizite ale investitorilor turci? Ajută orașul Medgidia? Care este însemnătatea lor pentru oraș, de fapt? Păi, haideți să o luăm cu o analiză pertinentă. Nu trebuie să fii mare specialist să-ți dai seama că Medgidia nu se poate dezvolta agricol pentru că are o suprafață foarte mică de teren agricol, nu poate să supraviețuiască prin turism pentru că nu este o zonă turistică, singura șansă a Medgidiei este industria, e așa și fost construită cu ani în urmă, iar această industrie în ultimii 26 de ani a dispărut. Trebuie refacerea acestei industrii, Medgidia are infrastructura de transport necesară, are port, are autostradă, are cale ferată și la câțiva kilometri există și aeroport. Acest lucru este, cum să spun, un lucru pe care l-au privit și l-au acceptat cu mare interes. Iar prezentarea într-o formă corectă, reală, vreau să spun că a atras atenția mai multor instituții din Turcia. Multă presă din Turcia a scris despre această prezentare a Medgidiei, iar rezultatul va apărea în următoarea perioadă prin vizitele care deja s-au anunțat în municipiul Medgidia. Le vom anunța la momentul potrivit și pe acestea.